Recent a organizat astăzi la Alba Iulia un seminar privind informarea potențialilor beneficiari și a beneficiarilor de fonduri referitor la noile reglementări aplicabile în implementarea proiectelor, precum și pentru prezentarea viitoarelor oportunități de finanțare nerambursabile. Întâlnirea de la Alba Iulia face parte dintr-o serie de 6 seminarii organizate la nivelul tuturor județelor din regiunea Centru în perioada 26 martie-11 aprilie. La seminarul de la Alba Iulia au participat peste 50 de persoane, beneficiari și potențial beneficiari ai programului operațional regional de la nivelul regiunii Centru, reprezentanții autorităților publice locale, firme, fundații, asociații și instituții. Întâlnirea de astăzi, practic, este un seminar de lucru cu grupuri de lucru constituite la nivelul județului Alba pentru elaborarea planului de dezvoltare regională și a strategiei de dezvoltare pentru perioada 2014-2020. Practic, este un seminar care vrea să facă legătura între vechiul program operațional 2007-2014 și noul program operațional regional 2014-2020. Este nevoie de aceste întâlniri. Noi avem planificat o întâlnire în fiecare din cele 6 județe ale regiunii. Am început ieri la Sibiu, astăzi la Alba Iulia, săptămâna viitoare la Târgu Mureș și Miercurea Ciuc, și cealaltă săptămână la Brașov și Sfântul Gheorghe, unde o să încheiem acest ciclu de întâlniri, datorită faptului că, după cum știți, documentul cadru, care este acordul de parteneriat între Comisia Europeană și Guvernul României, este, să zicem, într-o fază de finalizare la nivelul statului membru, la nivelul României. Acordul de parteneriat a fost aprobat ieri de Guvernul României, urmând ca până luni să fie depus oficial la Comisie și semnat, urmând ca pe baza acordului de parteneriat să fie elaborate în continuare programele operaționale regionale, ghidurile, pentru a putea începe licitațiile de noi proiecte. Pentru perioada de implementare a programului operațional regional 2014-2020, bugetul acordat României a crescut. Bugetul a crescut cu în jur de 30% pentru perioada 2014-2020, mă refer aici la bugetul alocat României. În ce privește programul operațional regional, pe lângă activitățile care au fost cuprinse în vechiul program, o să se finanțeze foarte mult zona de competitivitate, ceea ce înseamnă finanțarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, susținerea activității de cercetare, inovare pe zona întreprinderilor mici și mijlocii și pe zona de cercetare. În plus, este vorba despre proiecte care sunt zona de eficiență energetică, mă refer aici la eficiența energetică a clădirilor publice sau private, mă refer de asemenea la producerea de energie regenerabile. Se va finanța de asemenea cu o sumă foarte importantă la nivelul programului operațional regional zona de dezvoltare urbană. Această zonă de dezvoltare urbană se va completa în sensul în care, pe lângă polii de creștere, polii de dezvoltare de interes regional care vor fi lărgiți la toate municipiile care sunt reședință de județ, se vor finanța și centrele urbane, ceea ce vor cuprinde toate orașele, indiferent că sunt peste sau sub 10.000 de locuitori. Considerăm că în urma acestor întâlniri, practic, comunicarea între noi și potențiale beneficiari să îmbunătățească, astfel încât să se pregătească documentațiile necesare întocmirii unor cereri de finanțare care să poată fi depuse și finanțate prin programul operațional regional. Ca urmare a solicitărilor făcute la nivelul regiunii Centru, s-a elaborat o bază de date cu proiecte care să facă parte din portofoliul regional pentru perioada 2014-2020. De asemenea, vor fi organizate seminarii locale la nivelul fiecărui județ, întâlniri cu promotorii de proiecte, pentru a vedea cum pot fi dezvoltate pentru a fi incluse în portofoliul regional de proiecte, precum și stabilirea unor proiecte prioritare la nivelul fiecărui județ.